Sunt 3 terase aici la Alezzi. Sunt 2 piscine exterioare în Alezzi. Dacă te cazezi aici, poți să le folosești. Știi câte blocuri sunt aici la Alezzi? Uite, aici e cea de-a doua terasă de la Alezzi. La plajă la Zanzibar. Mic dejun turcesc. Fii atent că stai cu specific turcesc aici. Acolo, la etajul 5 stăm. Da. Și avem și loc de parcare. Mergem la locul de joacă. Uite, acolo un loc de joacă. Îl căutăm pe al doilea? Hai să-l căutăm pe al doilea. Da, să ai grijă când cobori, da? Uite, aici sunt apartamente care au și parcare subterană, vezi? Eu uite, au și parcare subterană aici. Parcare aici? Da. Ia uite ăla. E frumos aici la Alezzi, să știi. Verdeață, frumos îngrijit, curățenie. Hai să căutăm locul ăla de joacă. Ăla. Hai că mai e un loc de joacă, hai să-l căutăm. Știi câte blocuri sunt aici la Alezzi? 10 blocuri sunt. Da, 10 mă, 10. Uite, uite, zonă de biciclete, vezi? Bike parking. Te se ridică și gunoiul acum. Vezi? Altă parcare subterană. Vezi ce mare e asta? Acolo e ghena de gunoi, da. Ia uite, e frumos, spălat la gunoi. Da? Îți place, mă, la Alezzi? Uite, încă o zonă de biciclete acolo. Și știi ce e în partea asta? Aici ai una dintre piscine acolo. Dar hai să mergem să căutăm locul de joacă. Uite, foarte mulți brăduți, e tot îngrijit aici. Și gazonul arată binișor, vezi? Cred că au sistem de irigare al lui. Cred că au un sistem de irigare al gazonului. Hai, Ania. Nu pe acolo, Eric. Hai, hai, da, da, da. Hai, mergem înainte. Să căutăm locul de joacă. Da, filmezi tu după aia, da. Nu, cumva pot să mi-l agăț pe tine să-l stea. Nu să stă la agățat, ăla doar din mână se filmează cu el. E un băț de selfie. Ce de filmat? De joacă, îl vezi? Unde era? Hai să vedem cum e aici. Dar pare mai mic ăsta. Nu? Nu pare mai mic? Ia uite, acolo e o piscină de copii. Păi nu știu, trebuia să iei brățară și nu știu dacă ne lasă mami să intrăm acum la piscine. Hai. Nu, e asta. Și o terasă mișto aici. Unde, mă? La piscină. Ce e acolo, tati? O piscină de copii, nu? Da, aia. Și acolo în interior e încă o piscină. O înghețată vrei? Îți ia tati și o înghețată. Ia. Hmm? Nu știu dacă e aici, hai. Hai, hai, hai. Vreți să luăm o înghețată de aici? Se trage de ușă. Hai să vă iau câte o înghețată. Cum e, mă, înghețata? E bună? Hai să, dacă vrei, stăm acolo la masă. Hai, stăm la masă aici, vrei? Dar unde vrei să stai? Stăm aici? E soare? Unde vrei să stăm? Sunt 3 terase aici la Alezzi. Asta este una din ele. Este și o farmacie. Sunt două piscine exterioare în Alezzi. Dacă te cazezi aici, poți să le folosești. Cum e manghețata? E bună? E a doua oară când mănânci înghețată de-asta, bună? A doua oară când mă întreb. A doua oară când te întreb dacă e bună? Da. Păi vreau și eu să fiu sigur. Uite, aici e cea de-a doua terasă de la Alezzi. Uite, au street food de produse din carne de vacă, de vită. Și uite, aici e și cea de-a doua piscină, o vezi? Acolo în spate. La plajă la Zanzibar. Hai tot în față. Tot în față pe aici. Asta e cea de-a doua terasă. Dar câte sunt, mă? 4 cred că sunt în total, să știi. Mic dejun turcesc. Fii atent că stai cu specific turcesc aici. Și ultimul e la grecesc, unde mâncăm noi mereu, unde îți place ție să mănânci. Uai, ha? Îți place? Cum se aude? Mergem și acolo, tati, imediat. Wow, te-ai speriat, mă? M-am speriat și eu puțin. Și aici e restaurantul grecesc, a? Așteaptă-mă! Bună înghețata? Hai să dăm și pe aici o tură.